Un bărbat de 87 de ani din comuna Unicene a suferit arsuri la mâini și la picioare în urma unui incendiu izbucnit în propria gospodărie. Un echipaj medical a sosit la fața locului, i-a acordat îngrijiri medicale și l-a transportat pe bătrân la spital. Pompierii au constatat că incendiul se manifesta la o anexă a casei situată la un metru de locuință. Această anexă a ars pe o suprafață de 10 metri pătrați. Au fost cuprinse în flăcări și bunurile din interiorul anexei, dar și 50 de metri pătrați din acoperișul locuinței. Cauza probabilă a incendiului a fost un conductor electric cu izolația deteriorată.